Înainte de Paști, cu 6 zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazar, cel care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au făcut cină și Marta sluja, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau împreună cu dânsul la masă. Atunci Maria, luând o litră cu mir de nard curat de mult preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters apoi cu părul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci unul dintre ucenicii săi, Iuda, lui Simon Iscarioteanul, care avea să-l vândă pe dânsul, a zis: De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Dar el a zis: Aceasta nu pentru că era grijă lui de săraci, ci pentru că era fur și având punga la el, lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis: Lăsați-o, căci pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Pe săraci pururea aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Și din iudei, mulțime multă a aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Atunci s-au sfătuit căpetenile preoților ca și pe Lazar să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulți dintre iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulțime de popor care venise la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit într-o întâmpinare a lui și strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului, împăratului Israel. Iar Iisus, aflând una sintând, l-a așezut pe el, precum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, șezând-te mânzul a sinei. Dar acestea nu le-au înțeles ucenicii săi la început. Și după ce s-a preamărit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise pentru dânsul și că ei îi le-au împlinit. Deci mulțimea care fusese cu el mărturisea cum l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea a ieșit poporul înaintea lui, pentru că auzise că a făcut această minune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Ierusalim înseamnă cetatea păcii. Dar când ne gândim și vorbim de Ierusalim, ne referim, din punct de vedere a tradiției bisericii și a învățăturii bisericii noastre ortodoxe, la trei aspecte importante care trebuie aliniate și rostuite și așezate în armonie cu Dumnezeu cel întreime slăvit. Ierusalimul cel de sus, Ierusalimul ceresc, Ierusalimul cel de jos, Ierusalimul pământesc, iar între cer și pământ este Ierusalimul cel omenesc, Ierusalimul inimii, care trebuie să le așeze în armonie cu Doamne. De aceea, iubiți credincioși, ca să înțelegem așa cum se cuvine sărbătoarea de astăzi, trebuie să definim foarte bine acești termeni și să înțelegem din punctul de vedere al asceticii și misticii ortodoxe. Astfel, sărbătoarea va rămâne doar o bucurie lumească, o apropiere de învierea Domnului sau o altă stare sentimentală fără de înțelegerea duhovnicească a lucrurilor. Cetatea Ierusalimului Ceresc este cetatea Împăratului Cerului și a Pământului. Împăratul Cerului și a Pământului este Dumnezeul cel adevărat, cel întreime slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trăimea cea de o ființă și nedespărțită. Trăimea aceasta dumnezeiască nu este altceva decât iubirea și izvorul iubirii.
În această treime revelată nouă prin Fiul și Cuvântul Dumnezeu, noi trebuie să căutăm rădăcina tuturor rânduielor noastre bisericești și omenești. Pentru că Sfânta Trăime este mai presus de înțelegere, mai presus de viacuri, mai presus de timp, mai presus de spațiu. În acest sân al Sfintei Trăimi este totul. Adică aici este lumina, aici este adevărul, aici este iubirea. În sânul Sfintei Trăimi, unde mărturisim, pentru că așa am învățat și credem și s-a revelat, un singur Dumnezeu, în trei ipostasuri, în trei persoane. Această treime, cea adevărată, este de fapt Ierusalimul cel ceresc. Pentru că din Sfânta Treime izvorăște cetatea Ierusalimului. Din Sfânta Treime izvorăște pacea care înseamnă Ierusalimul. Dar nu o pace omenească, nu o pace firească, ci o pace dumnezeiască. Pacea aceasta, ai zis că e dumneavoastră, nu este altceva decât iubirea din sânul Sfintei Treimi. Tatăl iubește pe Fiul și pe Duhul Sfânt, Fiul iubește pe Tatăl și pe Duhul Sfânt, Duhul iubește pe Tatăl și pe Fiul, toate într-o armonie mai presus de mintea noastră omenească, într-o armonie a persoanelor și a energiilor necreate care iese din Sfântă Treime. Această stare, mai presus de mintea noastră, zis credincioși, este de fapt cetatea Ierusalimului Ceresc. Pentru că unde este împăratul, acolo este împărăția. Nu unde este împărăția, acolo este și împăratul. Și în această împărăție a cerurilor, Domnul Dumnezeu din iubire a adus în comuniune toate oștile îngerești care au fost create mai înainte de a fi cerul și pământul. Pentru că atunci când Domnul a creat cerul și pământul și pe om, l-au lăudat cu glas mare toți îngerii lui, care au fost creați de bunul Dumnezeu prin puterea sa, prin cuvântul său și aduși la ce? La comuniune de iubire și de slavoslovie, cântând Osana, 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 Sfânt, 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 Domnul Savaot, cântând în continuu, roind în jurul Sfintei Treimi, aceasta este biserica cea adevărată duhovnicească din cer, Ierusalimul Ceresc. La acest Ierusalim Ceresc, iubiți credincioși, a fost făcut părtaș omul, pentru că Domnul din iubire n-a creat doar oștile îngerești, doar ființele trupești, ce a creat și universul acesta creat, material, și ca și cunună acesteia l-a așezat în ziua șasea, în rai, pe om. Omul, iubiți credincioși, fiind liber, fiind rațional, având în el lumea îngerească și lumea materială, n-a fost creat doar pentru pământ, având trup, ci are și duh, are și suflet, are inima ca mănunchea tuturor puterilor sufletești și trupești și în inima aceasta el trebuia să crească prin libertate și ascultare, să crească în puterile duhovnicești, să crească în energiile necreate, să crească în inima lui, în Ierusalimul inimii lui, în conexiune cu Ierusalimul cel ceresc, cu Sfânta Trăime și cu toate puterile cerești, într-o liturghie neîncetată, într-o slavoslovie continuă, mai presus de mintea și de inima noastră ca gândire. Dar, iubiți credincioși, unde a atacat demonul cel viclean? A atacat în inima omului, în Ierusalimul omului, în centrul ființei umane. Și când l-a atacat în inimă, iată că i s-a întunecat mintea, i s-a întunecat rațiunea, i s-a întunecat puterile sufletești și trupești, omul s-a îngroșat, trupește și a căzut. Toată istoria omenirii, după ce omul a fost izgorit din rai, n-a fost altceva decât o ieșire a minții din inimă, o ieșire, iubiți credincioși, din Ierusalim și omul s-a descentrat din acest Ierusalim al inimii sale,
din Ierusalimul Raiului, care trebuia să devină Ierusalimul Împărăției Cerurilor, și s-a dus, s-a împrăștiat pe toată fața Pământului, făcând puncte pe care le-a avut pe fiecare centre. Și-a încercat omul în fel și chip să devină el centru și locul unde este el să fie centru și casa lui, satul lui, orașul lui, cetatea lui, împărăția lui, fiecare dintre el, dintre oameni, a căutat, indiferent dacă era mare și mic, să facă din el un Ierusalim. Adică un centru pământesc, ca o așteptare, ca o chemare interioară pentru ceea ce a fost el creat. Și în felul acesta, ai văzut că din a fost o descentrare totală, încât toți s-au învrăjbit, toți s-au mâniat, toți s-au certat, toți s-au omorât, toți s-au luptat, prin poftă și mânie s-au desfigurat, prin pseudorațiune s-au întunecat și au absolutizat fiecare dintre ei, mare sau mic, centrul lui. Și nu numai că l-au absolutizat, l-au justificat rațional, l-au închinat idolatru demonilor și a spus că aici este centrul. Nebunia fiecărui om, parte mare sau mic, a fost aceasta să spună că aici este centrul și Ierusalimul unde se află el. Dar, iubiți credincioși, când am spus că noi ne închinăm Dumnezeului celui întreime slăvit, Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, treime cele de ființă și nedespărțite, noi afirmăm că Dumnezeul cel ceresc, Tatăl, mintea din care iese gândul și gândul exprimat prin cuvânt și cuvântul s-a făcut trup și s-a numenit aici în Betleem, în cetatea pâinii, din cetatea pâinii, iată că Mântuitorul, iubiți credincioși, s-a dus în cetatea Nazaretului, care înseamnă Sfințenie, și a urcat de la Betleem către Nazaret. Și apoi la Nazaret s-a dus către celelalte cetăți, după ce a făcut parcursul către Egipt, s-a dus către Capernaum, în Galileea, în Iudeea, peste tot. A urcat și s-a învârtit și iarăși a lucrat până când a ajuns aici, în centru, în Ierusalim. Deci Fiul și Cuvântul Dumnezeu s-a coborât în Betleem și de acolo a urcat din cetatea Pâinii, în cetatea Sfințenii, celelalte cetăți, unde a predicat și acum intră aici în centru, în Ierusalim. De la cele exterioare, cum am zis, tot postul învătindu-ne în cer, ajungem la cele interioare aici la Ierusalim și aici începe lucrarea. În Ierusalimul în care intră Mântuitorul Iisus Hristos, unde totul era în aparență bine, a început vrajba. De ce? Iubiți credincioși. Pentru că atunci când apare lumina, întunericul dispare. Când apare adevărul, minciuna dispare. Când apare Dumnezeu, demonii care colcăiesc fac vrajbă, tulburare și pleacă. În Ierusalimul acesta pământesc, Mântuitorul Iisus Hristos intră acum, după ce ieri în Betania a făcut o minune mare, cum nu s-a mai întâlnit pe fața Pământului, tocmai ca prin această minune să-i trezească, să-i uimească, prin această minune să-i adune, să zgâlție tot ce era acolo, să se învolbure tot Ierusalimul, încât și buni și răi, și prieteni și dușmani au fost puși în situația să-și pună întrebarea: cine este acesta care l-a înviat pe Lazar? De aici Mântuitorul intră în Ierusalim. Și nu o să-l primească în Ierusalim cei care au fost pregătiți sute de ani. Adică în cetatea Ierusalimului, în templul din Ierusalim, în jertfele din Ierusalim, în Sfânta Sfintelor. În loc să-l primească arhierei, cărturarii, teologii, în loc să-l primească învățătorii de lege și poporul, pentru că ei prin toate l-au închipuit pe Hristos, ei s-au mâniat. Ei căutau să-l omoare și pe Domnul și pe Lazar. Ei n-au putut să primească, iubiți credincioși, adevărul. Dar Domnul, din gura celor ce sub, a pruncilor și a săvârșit laudă, și aceștia au primit puteri suprafirești și au ținut în brațe stâlpări și au cântat: Osana, Osana, Osana. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, încât n-au avut ce spune toți ceilalți, pentru că dacă ei au tăcut, pietrele au vorbit, dacă ei au tăcut, copiii au glăzuit. Iar aici, în Ierusalim, Mântuitorul intră, iubiți credincioși, să rezolve problema. Intră în Ierusalimul pământesc,
centru întregii umanități și a întregului univers, ca să rezolve Ierusalimul cel interior omenesc al inimii. Pentru că lumea aceasta va trece și cerul și pământul va trece, dar cuvintele Domnului vor trece. Toate vor trece, dar inimile oamenilor nu vor trece, pentru că aceștia sunt veșnici, iubiți credincioși. Legătiți pentru ce? Pentru împărăția cea cerească. Aici începe toată lucrarea de restaurare, de rezidire, de revindecare a omului și a întregii ființe umane și a întregii umanități după voința fiecăruia. Și Mântuitorul intră, iubiți credincioși, ca un puternic, dar puternic într-o smerenie. Cum spunea frumos, iubiți credincioși, în cuvintele cerești, trăite de Domnul Teofanic, de Sfântul Ierarh, din Dorobanțul, Patriarhul Bisericii Vlahernei Prigoniță, spunea undeva că El este suveran într-o smerenie și smerit într-o suveranitate. Acesta este punctul de astăzi care exprimă aceste cuvinte din cele trei S. Simplitate, smerenie și sărăcie, toate adunate în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, trei S, în care El le adună pe toate în iubirea Lui dumnezeiască. Și ce face Mântuitorul? Le spune ucenicilor, mergeți în Betania, mergeți în satul dinainte de Ierusalim, mergeți acolo și veți găsi firea umană legată de gard de către satana și demonii lui. Veți găsi firea umană în chipul unui asin măgar, îndărătnic, încăpățânat, și simbolul întregii umanități al împotrivirii și al încăpățânării este eșantionul cel mai de jos și cel mai reprezentativ, poporul ales. De aceea a venit în cele mai de jos ca să-i vindece pe toți. Și acolo, iubiți credincioși, i-a trimis pe apostolii săi și le-a zis, dacă cineva se va împotrivi, să spuneți că Domnul v-a trimis. Cine se va împotrivi? Demonii se vor împotrivi. Se vor duce la stăpânul lor, la satana, și vor întreba. Dar voi să răspundeți cu putere multă. Domnul ne-a trimis și nu vor mai spune nimic. Și firea omenească, atât poporul ales reprezentat, iubiți credincioși, prin asin, cât și asina, neamurile și poporul ales, este o icoană, tatu, omenirea, acestea vor fi luate, vor fi dezlegate prin puterea apostolilor care au primit Har și Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt, câte veți lega vor fi legate, câte vor veți dezlega vor fi dezlegate și această umanitate și pe care omul poate este dezlegat. De ce? De toate legăturile satanei la nivelul Duhului și toate legăturile satanei la nivelul rațiunii și toate legăturile satanei la nivelul emoției. De toate legăturile satanei la nivelul trupului și de toate legăturile satanei la nivelul energiilor create și necreate, voi aveți puterea să legați oricâte veți lega pe pământ și oricâte veți dezlega la orice nivel, aveți puterea să dezlegați prin puterea cuvântului meu. Iar voi mergeți în numele meu ca apostol, ca episcop, ca preot, să iertați, să dezlegați, să binecuvântați. Aceștia s-au dus ca niște puternici. Au luat asinul și asina l-au adus la Mântuitorul Iisus Hristos și Mântuitorul s-a suit pe asin, pe mânzul asinei și a intrat în Ierusalim, iubiți credincioși, în Ierusalimul pământesc, ca să rezolve probleme la nivelul întregului univers și apoi să rezolve la problemele duhovnicești la nivelul mântuirii obiective, adică a întregii omeniri și apoi cu fiecare parte mântuire la nivel subiectiv, personal în parte. Vedeți cum le aliniază Mântuitorul? Ierusalimul ceresc, Ierusalimul pământesc, Ierusalimul inimii, toate restaurate dumnezeiești. Și intră Mântuitorul în Ierusalim, iubiți credincioși, cu putere multă și timp de o săptămână face din fiecare zi a săptămânii mari o săptămână a rezidirii, așa cum a fost cele 7 zile ale creației și 7 zile s-au odihnit. Iată că săptămâna care urmează este o restaurare a întregii creației până când în Duminica Învierii să se cânte. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim întrânsa. Până când în Duminica Învierii, iubiți credincioși, omul care a fost dezlegat, omul care a fost curățat în timpul postului mare, omul care s-a căit și s-a pocăit, omul, iubiți credincioși, care a crezut, s-a botezat și a urmat lui Hristos,
să învie cu Hristos după ce mai întâi s-a răstignit cu Hristos. Intrând în Ierusalimul pământesc, în duminica aceasta, Mântuitorul, iubiți credincioși, deschide lucrarea de restaurare a întregii omeniri, a întregului univers și a fiecărui om în parte. Ceea ce urmează în săptămâna aceasta, pe lângă toate pregătirile noastre pământești pentru sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că suntem trupuri, trebuie să fie o săptămână de introspecție, o săptămână de intrare în adâncul inimii, o săptămână în care după 40 de zile de post, la cele exterioare, la cele interioare, am spus mereu, de la cele interioare, acum în Ierusalim, să mergem la cele superioare, pentru că aici, în Ierusalim, ce se va întâmpla începând cu duminica aceasta? Toate se vor centra pe Ierusalim. Cum? În Ierusalim, lângă cetate, a fost răstignit. În Ierusalim a murit și a înviat. În Ierusalim, iubiți credincioși, a stat 40 de zile și acolo i-a adunat pe apostol în continuu către centru, către Ierusalim, întărindu-i în înviere, în credința în înviere. Apoi le-a spus, rămâneți în Ierusalim, în cetatea Ierusalimului, până când eu vă voi îmbrăca cu putere de sus, dar mai întâi mă voi înălța și mă veți vedea pe norii cerului. Aici toate se vor întâmpla, se vor restaura în har, încât Ierusalimul pământesc va fi o plămadă, un început a unui aluat pentru restaurarea lumii, a universului, pentru Ierusalimul cel ceresc, și fiecare în parte poate să învie împreună cu mine pentru Ierusalimul cel ceresc. Cum? Bobul de grâu va muri, va învia și în fiecare dintre noi, iubiți credincioși, va pătrunde în inimă duhovnicește. Așa cum a pătruns în Ierusalim Dumnezeu și om adevărat pe mânzul a sinei, așa pătrunde pe mânzul inimii și ființei noastre, că suntem niște catârii cu toții, pătrunde în Ierusalimul inimii noastre duhovnicește și ajungem ori împotrivitori, ori cârtitori, ori ucigători de Dumnezeu, pe cum ar fi rei, cărturarii, iroși și toți ceilalți, ori vom fi precum pruncii care au cântat Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, ori vom fi precum desfrânatele care s-au pocăit și s-au mântuit ca vameșii, care s-au convertit și s-au mântuit ca tâlharul care s-a pocăit în ultima clipă și s-a mântuit, noi alegem ce se întâmplă în Ierusalimul păcătos al inimii noastre. Mai este o săptămână, iubiți credincioși, lumea ar trebui să înțeleagă că toată lovitura și tot atacul pe care îl dau nebunii lumii acesteia este împotriva Ierusalimului pământesc și împotriva Ierusalimului inimii noastre, firesc, omenesc, ca să ne blocheze să nu ajungem în Ierusalimul cel ceresc. Aceasta este toată lupta drăcească. Restul, puternici, împărați, comandanți, dictatori, ce mai fi fost ei pe lumea aceasta, sunt doar niște expresii firave omenești a unor lucrări drăcești. Lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domnilor, stăpânilor, întunericului care sunt în văzduri și care au vrut să blocheze lucrarea apostolilor de a deslega sinul și asina și să-l aducă la Mântuitorul Iisus Hristos. Noi nu ne luptăm cu aceștia. Dacă vrem cu adevărat să biruim, trebuie să înțelegem puterea bisericii care este de nebiruit. Trebuie să înțelegem lucrarea bisericii care este a lui Hristos. Trebuie să înțelegem ascetica și mistica ortodoxă, singura terapie, spitalul duhovnicesc, singura biserică. Iubiți credincioși, în primul rând creștinii rătăciți caută în fel și chip vindecări de tot felul. În duminica aceasta ar trebui să înțeleagă că orice formă de vindecare, de terapie în afara Ierusalimului este falsă. Orice restaurare a inimii în afara lucrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o țintă falsă. Orice liniște și pace în afara păcii Ierusalimului interior este o pace mincinoasă. Singura pace adevărată o găsim în Hristos Domnul, care spune pace vouă, pacea mea dau vouă, pace precum dau eu, nu precum dă lumea aceasta. Și în liturghie, cea mai mare vindecare găsim, iubiți credincioși, de zeci de ori spunându-se cuvântul pace, care înseamnă Ierusalim, adresându-se inimii,
în pace, Domnului, să ne rugăm pentru pacea toată lumea, pentru pace și așa pentru pace, pentru pacea inimii, ca într-un final să spunem în pace să ieșim într-un numele Domnului, adică să continuăm în lucrarea dumnezeiască pe fața Pământului. Creștinii ar trebui să înțeleagă din ce în ce mai mult aceste aspecte teologice și duhovnicești ale ființei omului. Toți vor să se dezvolte personal, nebun și orice sunteți voi. Singurele persoane adevărate sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Singura dezvoltare este pe verticală în relație cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cu Sfânta Treime. Singura relație personală este cu fața către Dumnezeu cel în trei fețe. Singura dezvoltare autentică este în tine, ca să te iubești pe tine după ce îl iubești pe Dumnezeu și apoi să te întorci cu față duhovnicească în comune de iubire și de interes cu celelalte persoane, nu cu indivizi. Și în sărbătoarea aceasta ar trebui să pălească toate rătăcirile și toate terapiile greșite și să se înțeleagă că singura terapie autentică este în lucrarea revelată de Domnul nostru Iisus Hristos ca terapie și vindecare nu doar a unui om, ci a întregii omeniri și nu pentru azi și pentru mâine sau pentru o liniște trecătoare, ci pentru pacea cea adevărată în veșnicie în Ierusalimul cel ceresc, iubiți credincioși, pe care Domnul l-a propovăduit. Mă voi duce la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru și vă voi găti vouă loc ca voi să veniți aici să petreceți împreună cu mine într-o veșnicie, în iubire, în adevăr și în lumină. Acesta este idealul cel mare, iubiți credincioși, de aceea. În săptămâna care urmează, trebuie să înțelegeți că este o săptămână de restaurare a tuturor lucrurilor exterioare și interioare. Citiți cât puteți, rugați-vă cât puteți, dar mai mult ca orice, păstrați-vă pacea interioară, pocăiți-vă cu măsură, iertați tot ce puteți iertați, faceți o lucrare de introspecție în interiorul inimii, țineți icoana și crucea Mântuitorului în fiecare zi în brațe, cormoniți acolo și scoateți toate păcatele, greșelile, neputințele vieții voastre, dați-le afară în fața lui Dumnezeu și să credeți că Dumnezeu vă poate dezlega ca mare arhiereu în orice clipă. Eliberați-vă voi de toate legăturile voastre ca să vă poată ierta, dezlega și elibera și preotul ca urmaș apostol. Dacă tu ca asin și mânz nu vrei să te dezlegi de gardul de care te-a legat Satana, nu te poate dezlega nimeni. Și apoi apropiați-vă de Sfânta Împărtășanie în noaptea Învierii, pentru că înainte de epicleză, înainte de pogorea Duhului Sfânt, în Sfânta Liturghie, se zice: inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule, să se zidească zidurile Ierusalimului, să se zdrobească păcatele și zidurile cele vechi ale Ierusalimului, să se rezidească zidurile Ierusalimului, după harul Dumnezeu și după voia Dumnezeu. Dacă înțelegem sărbătorile ortodoxe și lucrarea terapeutică din biserică, atunci nu mai căutăm în fântâni seci, nu mai căutăm în exteriorul cercului, ci rămânem în centru, în Domnul, în credință, în biserică, în Ierusalim, ca pregătire pentru viața veșnică. Amin.